Cu ajutorul domnului, am încheiat campania de evangelizare Măslinul 2024, care a început în urmă cu 28 de ani, cu 14 localități. Și preharul domnului, anul acesta, în jur de 90 de localități, într-o săptămână, aproape 300 de evenimente evangelistice ne bucurăm și mulțumim tuturor celor care au fost împreună cu noi, frați slujitori din România, din Europa, din America. Am avut și conducerea filiale Suceava și conducerea cultului fratele președinte Nelu Filip a fost și el împreună cu noi într-o zi. Mulțumim Domnului și a fost o biruință în numele Domnului. A fost bisericile îmbărbătate, au fost oameni care s-au întâlnit în mod real cu Domnul Isus Hristos, așa că îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toată purtarea de grijă. Ne rugăm în continuare ca Dumnezeu să binecuvânte toate localitățile unde s-a vestit Evanghelia, în județul Neamț, Bacău, Iași. Credem că Dumnezeu este un Dumnezeu care poartă de grijă, este un Dumnezeu care ascultă rugăciunile și lucrarea Domnului va lua noi dimensiuni.